dimineața vă salută Tatiana. După cum vedeți, am ajuns în corespondența punctului unde deja am început cel de-al doilea rând din modelul ananas, cel de-al doilea rând de fructe, să le numim așa, pentru că primul deja l-am realizat. Trebuie să finalizăm acest model ananas, însă am început deja cel de-al doilea rând cu firul pe care îl voi lăsa un pic mai lung. Voi face un ochi de lanț și cu croșetul voi intra pentru a uni toate aceste părți ale lucrării în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu din modelul ananas pe care l-am realizat deja. Voi intra aici pentru a da mai multă siguranță lucrării. Voi scoate firul și fir alunecat în felul acesta, după care voi continua să lucrez. Așa cum v-am spus, am început deja cel de-al doilea model ananas. În acest moment voi lua firul de două ori pe croșet și voi intra în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț, lucrând, așa cum știți, cele trei piciorușe duble înalte, separate apoi de trei ochiuri de lanț, urmate de cea de-a doua serie, de câte trei piciorușe duble înalte, după care vom coborâ modelul propriu-zis și vom continua lucrarea. Sper că să reușesc să termin această parte a lucrării și să pot încărca duminică pe parcursul întregii zile, nu știu cum va fi internetul, însă eu voi încerca să-l încarc. Deci am lucrat acea serie pe care o cunoașteți atât de bine, trei piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț, trei piciorușe duble înalte. Voi continua cu cele cinci ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Acum voi intra în modelul ananas și voi face în corespondența ochiului de lanț, voi intra și voi face un picioruș scurt, pentru că aici vă amintiți, avem un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare, urmat de picioruș dublu înalt și așa. Noi vom lucra în ochiul de lanț de separare, am făcut un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț. În următorul spațiu voi face din nou un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, deja alunecă, mi sunt mâinile alunecoase, deci vom continua și vom lucra trei ochiuri de lanț și picioruș scurt până în corespondența ultimului spațiu din acest model, iar noi ne vom întâlni aici pentru a continua. Am lucrat și ultimul picioruș scurt, voi face cele 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul de două ori pe croșet, vom intra în spațiul celor 3 ochiuri de lanț, următoare, voi lucra ca de obicei cele 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, 3 piciorușe duble înalte, deci seria care o cunoașteți deja. Acum voi face următoarele trei piciorușe duble înalte.
Speram să reușesc să fac un live, însă cu internetul care cade mereu, nu am siguranța faptului că voi reuși să realizez. Așa că continui cu 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5. Și acum vom coborâ în acest model ananas rămas neterminat de rândul anterior. Voi face piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, iar acum voi intra în corespondența spațiului de 3 și de 3 ochiuri de lanț și vom lucra 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, vom lucra singure. Am terminat cu piciorușele duble înalte, voi lucra 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și voi intra din nou în modelul ananas, în corespondența ochiului de lanț dintre piciorușele duble înalte și am lucrat un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, vom continua picioruș scurt în spațiul de un ochi de lanț și din nou 3 ochiuri de lanț de separare, piciorușul scurt, vom continua până când vom ajunge în corespondența ultimului spațiu. Am lucrat și ultimul picioruș scurt. Voi face cele 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul de 2 ori pe croșet. Voi intra în corespondența următorului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra din nou 3 piciorușe duble înalte. Cel de-al treilea, picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț de separare, 2, 3, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Acum, cu fir alunecat, voi intra în corespondența ultimului picioruș dublu înalt de la rândul modelului ananas pe care l-am încheiat. Voi face un fir alunecat, așa cum vă spuneam. În felul acesta voi crea din nou un pic de stabilitate. În acest moment întorc lucrul din nou și cu fir alunecat voi ajunge în corespondența celor 3 ochiuri de lanț. Iar aici voi lucra ca de obicei 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi continua cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, scuzați, piciorușe duble înalte, deja v-ați obișnuit cu ele, 3 ochiuri de lanț de separare, voi continua cu seria de 3 piciorușe duble înalte, cinci ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 2, 4, 5. Iar acum voi coboră din nou în corespondența modelului ananas, în primul spațiu disponibil, voi face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, vom continua lucrând modelul ananas singure, l-am învățat deja până acum,
iar noi ne întâlnim în corespondența ultimului spațiu. Am lucrat ultimul picioruș scurt din corespondența modelului Ananas, acum lucrez cele 5 ochiuri de lanț, firul de 2 ori pe croșet, voi intra în spațiul celor 3 ochiuri de lanț și voi lucra seria de 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, firul care rămâne un pic în urmă, din nou continui cu 3 piciorușe duble înalte după ce am făcut cele 3 ochiuri de lanț de separare. Este foarte cald, astăzi dimineața mergem în agreu, însă sper să reușesc. Voi face acum cele 5 ochiuri de lanț, de 3, 4, 5 și voi coboră în modelul ananas, în rândul anterior, în primul spațiu disponibil, piciorușul scurt. 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul de 2 ori pe croșet, voi intra în spațiul celor 3 ochiuri de lanț și vom lucra așa cum știm, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte. Am încheiat și cea de-a doua serie a piciorușelor duble înalte. Voi face cele 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5. Voi coborâ în corespondența primului spațiu disponibil din modelul ananas și voi lucra picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de un nou picioruș scurt. Vom continua astfel și ne vom întâlni în corespondența ultimului spațiu. Am lucrat piciorușul scurt în corespondența ultimului spațiu din modelul ananas, continui cu 5 ochiuri de lanț, de 2 ori firul pe croșet. Voi intra în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra cele 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare urmat de 3 piciorușe duble. Ajuns în acest punct, voi întoarce lucrul din nou și voi continua cu fir alunecat pentru a ajunge în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț. Face fire alunecate. În momentul în care am ajuns aici, voi face cele 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. Voi continua cu următoarele piciorușe duble înalte pentru a forma seria de 3. 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte. Avem de lucru la acest mileu, este mare. Voi continua cu cele 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. După care vom coborâ în corespondența
modelului ananas lucrăm primul picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt și vom continua în felul acesta, ne vom întâlni în corespondența ultimului spațiu. Am lucrat piciorușul scurt în corespondența ultimului spațiu al modelului ananas, continui cu cele 5 ochiuri de lanț, de două ori firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț și vom lucra așa cum știm de obicei, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte. Eu sper că se vede ceea ce lucrez. Am lucrat și cea de-a doua serie de câte 3 piciorușe duble înalte. Acum voi face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Iar apoi, pentru ultima dată, voi intra în corespondența modelului ananas și voi face un picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, de două ori firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte, exact ca aici. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în corespondența modelului ananas, în primul spațiu disponibil. Am făcut piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, piciorul scurt. Vom continua singure până vom ajunge în corespondența ultimului spațiu. Am lucrat ultimul piciorul scurt. Din modelul ananas continui cu cele 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, firul de 2 ori pe croșet și voi intra în corespondența celor 3 ochiuri de lanț, lucrând, așa cum știți, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte. Voi face și cea de-a doua serie de 3 piciorușe duble înalte. Ajuns în acest punct, voi întoarce din nou lucru pe partea cealaltă. Cu piciorușa alunecat voi ajunge în corespondența celor 3 ochiuri de lanț de separare dintre piciorușele duble, piciorușe duble înalte. În momentul în care am ajuns aici, voi lucra ca de obicei 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt și voi continua cu seria 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte. Voi face acum cele 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în corespondența modelului ananas, în primul spațiu disponibil, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț. Din nou, piciorul scurt, iar noi ne vom întâlni în corespondența ultimului spațiu. Voi continua cu cele 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul de două ori pe croșet, voi intra în spațiul celor 3 ochiuri de lanț de separare, voi face 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte,
2. Cel de-al treilea. Acum, atenție, voi face din nou 3 ochiuri de lanț, după care firul de 2 ori pe croșet și voi intra în corespondența următorului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra ca de obicei 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte. Deci am cel de-al treilea, picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 2 și cel de-al treilea, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, iar acum voi intra în corespondența modelului ananas și voi lucra în mod obișnuit, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt, noi ne vom întâlni în corespondența ultimului spațiu al modelului ananas pentru a continua. Am realizat ultimul picioruș scurt în modelul ananas. Acum am făcut 5 ochiuri de lanț, iar acum voi intra în ultimul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra ca de obicei cele 2 grupe de câte 3 piciorușe duble înalte cu 3 ochiuri de lanț de separare între ele. Noi ne întâlnim după ce le vom lucra. Voi întoarce din nou lucrul pe partea cealaltă, cu piciorușul alunecat ne îndreptăm către spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț, unde vom lucra, așa cum știți, pentru început 4 ochiuri de lanț, care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi continua cu seria de 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble înalte. Ne întâlnim după ce lucrăm. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, după care vom coborâ în corespondența modelului ananas, voi face primul picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare și voi continua, ne vom întâlni în corespondența ultimului spațiu al acestui model. Voi lucra cele 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul de 2 ori pe croșet, voi intra în primul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț de separare, alte 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu, 1, 2, cel de-al treilea. Acum, dacă vă amintiți, între grupele de piciorușe am făcut cele 3 ochiuri de lanț în rândul anterior. În corespondența acestor 3 ochiuri de lanț, noi vom lucra, ca de obicei, 3 piciorușe duble înalte, pentru că de aici vom porni ultimul ananas din această parte de lucrare. Deci 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, nu, fără ochiuri de lanț, scuzați, așa, 3 piciorușe duble înalte, ba da, 3 ochiuri de lanț de separare, scuzați un pic, este și căldura și oboseala și voi continua cu alte 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu.
uneori greșesc și eu, pentru că, știți, errare humanum est. A greși este uman, nu este nimeni o mașină. Și am continuat cu altă serie de trei piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț, în următorul spațiu de trei ochiuri de lanț. După cum ați văzut, acum fac cel de-al treilea picioruș dublu înalt, voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și voi intra în corespondența modelului ananas, vom lucra modelul ananas, 5 ochiuri de lanț și ca de obicei în acest spațiu, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, 3 piciorușe duble înalte. Acum vom lucra singure să vedem dacă vă descurcați. Deci am pornit modelul ananas și în continuare lucrăm așa cum știți. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am lucrat ultimul picioruș scurt, modelul ananas, continui cu 5 ochiuri de lanț, iar în corespondența celor trei ochiuri de lanț de separare lucrăm eternele trei piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț, trei piciorușe duble înalte. Vom lucra singure. Am ajuns la capătul rândului, voi întoarce lucrul din nou. Cu fir alunecat voi ajunge în corespondența celor trei ochiuri de lanț de separare din grupele de câte 3 piciorușe duble înalte, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, continuăm, picioruș dublu înalt, scuzați, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu, foarte cald. Știu că și în România este extrem de cald, o căldură care nu este obișnuită. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5 și vom coborâ în corespondența primului spațiu disponibil din modelul ananas. Am făcut primul picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt, iar noi ne vom întâlni când terminăm modelul ananas. Vom lucra așa cum știm deja. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, firul de două ori pe croșet. În corespondența primului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, lucrez ca de obicei, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu, două ochiuri de lanț de separare, iar acum voi intra în corespondența următorului spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și voi lucra din nou aceeași, în același mod, deci trei piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare, din nou, 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu, 3-lea. Acum din nou voi face 2 ochiuri de lanț de separare și voi continua
În următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț, cu aceleași trei piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble înalte, cinci ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Am lucrat aici în acest mod pentru că aici vom porni ultimul model ananas. Iar aceste alte două grupe de pe margini ne vor ajuta să închidem cei doi ananași din stânga și din dreapta. Deci, așa cum am spus, 5 ochiuri de lanț și voi coborâm primul spațiu disponibil din corespondența modelului ananas pe care îl vom lucra singure, 3 ochiuri de lanț de separare, piciorul scurt, vom continua singure. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Firul de două ori pe croșet voi intra în corespondența celor trei ochiuri de lanț și vom lucra, așa cum știți, seria de trei piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț urmat de trei piciorușe duble înalte, după care ne vom întâlni pentru a continua lucrarea. Am făcut trei piciorușe duble înalte, urmează să fac restul. Am întors lucru, cu fir alunecat am ajuns în corespondența celor trei ochiuri de lanț, făcut cele patru ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt, voi continua piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble înalte, de aceea eu prefer să fac tutoriale mai scurte, pentru că cu tutorialele mari, aici voi continua cu 5 ochiuri de lanț. Cum spuneam, cu tutorialele mari nu pot să fac ore în șir de filmat și să le încarc. Aici lucrez modelul ananas. Este nevoie de o serie de tutoriale, o serie infinită, nu știu în cât timp voi termina totul, pentru că eu lucrez doar în timpul meu liber, între orele de lucru, de serviciu. Am făcut piciorușele scurte, ochiurile de lanț, acum voi continua cu cele 5 ochiuri de lanț, și voi ajunge din nou în corespondența acestor grupuri, sunt trei grupuri de câte 6 piciorușe duble înalte separate de ochiuri de lanț. Voi intra în corespondența primului grup și voi lucra 3 piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare, voi continua cu alte trei piciorușe duble înalte, în corespondența aceluiași spațiu, după care voi continua cu un număr de două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet. În corespondența următoarelor două spații vom lucra ca și până acum seria de 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte, separate de câte două ochiuri de lanț, iar aici vom lucra singure.
Deci după fiecare grup, exact ca aici, vom face două ochiuri de lanț. Iar noi ne vom întâlni după ce terminăm acestea. Am încheiat și cea de-a doua serie de piciorușe duble înalte separate de ochiurile de lanț. Fac două ochiuri de lanț de separare și din nou voi intra în următorul spațiu și voi lucra așa cum v-ați obișnuit. 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, 3 piciorușe duble înalte. Am încheiat seria piciorușelor duble înalte, voi continua cu 5 ochiuri de lanț, voi coborâ în modelul ananas, voi lucra picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, piciorul scurt în spațiul următor, 3 ochiuri de lanț de separare, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, ultimul picioruș scurt, vom continua cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, firul de două ori pe croșet, în corespondența spațiului e format din cele 3 ochiuri de lanț, vom lucra, așa cum știți, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte. Noi ne vom întâlni apoi. Cu fir alunecat am ajuns în corespondența celor 3 ochiuri de lanț de separare, după ce am întors lucrul. Nu mai insist pe aceste detalii pentru că le cunoașteți, le-am repetat N volte pe parcursul întregii lucrări. Acum lucrez 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Eu sper să reușesc să închei astăzi pentru a reuși mâine dimineață să încarc tutorialul, mâine fiind duminică. Voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi coborâm corespondența modelului ananas. Am făcut piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, cel de-al doilea picioruș scurt în spațiul următor, 3 ochiuri de lanț de separare, ultimul picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, iar acum de două ori firul pe croșet și vom intra în corespondența primului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, vom lucra 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte. După ce am lucrat această primă serie de piciorușe duble înalte, din primul spațiu am făcut 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet voi intra în spațiul următor format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra ca de obicei, ceea ce cunoașteți, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 2-lea, cel de-al 3-lea. O să vă spun că afară este o căldură infernală. Eu am lucrat și astăzi dimineață cât am reușit. Acum voi face din nou 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet. Voi intra în ultimul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra ca de obicei 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, 3 piciorușe duble înalte. Deci ceea ce deja am lucrat nenumărate volte. După care vom coborâ în corespondența modelului ananas. Vom lucra 6-a parte. O cunoașteți deja. Voi încerca să mă axez mult pe punctele importante. Acum fac 5 ochiuri de lanț, 2, 3,
3, 4, 5. Vom lucra modelul ananas, primul picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, un nou picioruș scurt, vom continua cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet, vom intra în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț, vom lucra ca de obicei, vom întoarce lucrul singure și vom ajunge cu fir alunecat în mijlocul grupului. Am întors lucrul, am ajuns cu fir alunecat în corespondența celor 3 ochiuri de lanț, am făcut cele 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt, voi continua cu 2 piciorușe duble înalte pentru a completa seria de 3, 3 ochiuri de lanț de separare, din nou 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, cel de-al treilea, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, vom coborâm modelul ananas, 3 ochiuri de lanț, un nou picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Am ajuns în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț. Aici vom lucra un picioruș dublu înalt, 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț de separare, o nouă serie de 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț și voi face cea de-a treia serie de 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Acum voi continua cu o serie de 6 piciorușe, 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu este o greșeală. Firul de 2 ori pe croșet. În acest spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, noi vom face cele 13 piciorușe duble înalte pentru a porni ultimul ananas din această parte de lucrare. Deci, eu am lucrat 3, ne vom întâlni când vom completa seria de 13. Am lucrat cele 13 piciorușe duble înalte, voi face 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, firul pe croșet. În continuare vom completa modelul ananas, așa cum ați văzut la începutul acestui rând. De acum este ora să lucrăm un pic singure, deci vom face 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte, intrăm în modelul ananas, facem doar 5 ochiuri de lanț, completăm, din nou 5 ochiuri de lanț, vom face până corespondența ultimului spațiu, unde lucrăm 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte. Am ajuns în corespondența spațiului. Voi face, după ce am întors lucru, cele 3 piciorușe duble înalte, așa cum v-ați obișnuit. 3 ochiuri de lanț de separare.
Voi continua cu cel de-al doilea grup de trei piciorușe duble înalte. Doi, trei, cinci ochiuri de lanț. Unu, doi, trei, patru, cinci. Picioruș scurt în corespondența ultimului spațiu din modelul ananas. 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Firul de două ori pe croșet voi intra în interiorul spațiului și voi lucra 3 piciorușe duble înalte. Unu, doi, trei, trei ochiuri de lanț de separare, unu, doi, trei, o altă serie de trei piciorușe duble înalte, unu, doi, 3, 3 ochiuri de lanț de separare și cea de-a treia serie de piciorușe duble înalte. Vă amintiți că am lucrat deja această secvență aici, înainte să facem toate acele piciorușe duble înalte. Deci am completat și această serie de 3. Voi intra și voi face 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, firul pe croșet și începem cu cel de-al doilea picioruș dublu înalt din eventaiul format. Voi lucra picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare, urmat de picioruș dublu înalt, un alt ochi de lanț de separare, deci vom lucra un total de 11 piciorușe duble înalte cu un ochi de separare între ele. Am terminat cele 11 piciorușe duble înalte cu un ochi de lanț de separare între ele. Acum fac 2, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. Voi intra în primul spațiu și voi lucra seria de 3 piciorușe duble înalte. Trei ochiuri de lanț de separare urmate de alte 3 piciorușe duble înalte. 1, 2 și cel de-al treilea. Firul din nou pe croșet, voi intra în corespondența următorului spațiu și voi lucra în mod normal 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte. Acum voi continua cu 3 ochiuri de lanț și voi face și cea de-a doua serie de 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. După cum vedeți, aici ne găsim din nou cu 4 grupe de câte 3 piciorușe duble înalte, separate de ochiurile de lanț. Acum voi face 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Voi coborâ modelul ananas, voi face piciorușul scurt, voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului de 3 și vom lucra așa cum ne-am obișnuit,
trei piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț, trei piciorușe duble înalte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând și vom continua. Am ajuns la capătul rândului, am întors lucrul, acum voi ajunge cu fir alunecat în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Aici lucrez 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, îl voi ține pe croșet. Cel de-al treilea picioruș dublu, acum le închid pe toate trei împreună, am un fir aici, firul de două ori pe croșet. Voi intra în următorul spațiu din trei ochiuri de lanț și voi lucra din nou un picioruș dublu înalt, voi ține firul pe croșet. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt, voi ține firul pe croșet. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt, voi ține firul pe croșet și le închid pe toate împreună. Acum voi scurta firul în modul în care să ne rămână și pentru a-l ascunde și vom încheia această parte a lucrării. Deci am terminat un nou model ananas. În acest moment eu mă voi îndrepta către ultimul spațiu, lăs în mijloc evantaiul format din piciorușele duble înalte cu un ochi de lanț de separare. Le lăs în urmă. Am făcut acest prim ochi de lanț. Deci lăs evantaiul în urmă. Avem această grupă, aceste serie de câte trei piciorușe duble înalte. Voi intra nu în primul spațiu, ci în cel de-al doilea spațiu liber. Voi lucra cele patru ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. 2, 3, 4. Acum voi încerca să prind și capătul de fir în lucrare, de desubt. Voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu înalt, țin pe croșet. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Le vom închide pe toate trei împreună, de două ori firul pe croșet. Mă îndrept către ultimul spațiu al modelului ananas. Am lucrat primul picioruș dublu, țin pe croșet. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt, așa, țin pe croșet. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Am patru fire, acum le voi închide pe toate împreună. Din nou voi scurta firul în modul în care să avem pentru a ascunde. Și voi închide lucrarea. Bineînțeles, apoi aceste capete de fire noi le vom ascunde pe măsură ce încheiem lucrarea. Eu până în acest moment, deci am lucrat o bună parte din lucrare, până în acest moment am consumat, aceasta mi-a rămas din 100 de grame de bumbac. Nu are sens să încep cu el altă lucrare, pentru că nu va ajunge. Vroiam să vă arăt cam ceea ce am lucrat noi până acum. Până acum am lucrat toată această parte din mijloc, pentru că sigur sunteți un pic confuze. Așa, vreau să pun revista în modul în care să puteți observa. Deci am lucrat toată această parte din mijloc, da? Am lucrat partea A, partea B, partea C, până aici, cuprinde trei modele ananas, apoi continuare la partea C, am lucrat și aceste două, acum ne găsim în acest punct. Am vrut să vă fac o prezentare de ansamblu pentru a înțelege cam unde am
ajuns. Deci ceea ce urmează să lucrăm noi va fi ultimul ananas de aici, după care vom continua cu partea B. Vom lucra imediat. Vom avea partea B, da? Voi lucra apoi seria de ananas. Deci avem un pic mai puțin de jumătate. Un pic mai puțin de jumătate. Noi ne vom întâlni într-un nou tutorial în cazul în care se stabilește într-un fel sau altul conexiunea cu internetul. Foarte mult aș dori să intru live, pentru că acolo mă desfășor mult mai ușor în lucrarea mea și mi-este mult mai ușor să lucrez în direct. Însă nu depinde de mine, depinde de internet. Așa cum vă spuneam, conexiunea este foarte, foarte slabă de când cu o schimbare de fibră optică și cu trecerea la o altă metodă de digitale, terestre, aici se numește. Eu voi ridica un pic în sus camera pentru a vă face o imagine de ansamblu a ceea ce am lucrat până acum. Eu sper să observați. Cam aceasta este lucrarea în general. Bineînțeles, în momentul în care ea va fi terminată, va fi spălată, va fi apretată și călcată, se va aranja cum trebuie. Eu atât am vrut să vă prezint, sunt Tatiana, vă îmbrățișez cu drag și vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, ne vom reîntâlni pentru a continua această lucrare mare. La revedere!